care ați venit astăzi. Din păcate, anul trecut nu am putut să ne întâlnim la această ceremonie pe care o dorim să fie anuală. Și iată că anul acesta, într-un număr mai restrâns, impus de condițiile de condițiile legale cauzate de această așa zisă pandemie. Mulțumim totuși lui Dumnezeu că ne putem aduna și sperăm ca anul viitor să putem să fim aici din nou, în număr mare, așa cum am fost în 2018 și în 2019. Până atunci, de asemenea, vă anunțăm că anul acesta nu vom putea, din aceleași motive care țin de starea de alertă, să facem marșul. Suntem însă mulțumiți că putem să omagiem așa cum se poate, așa cum ne permit condițiile, pe cei care au mărturisit pe Hristos și au iubit neamul românesc, sfârșindu-și viața în temnițele comuniste, lăsându-și tinerețea între zidurile închisorilor și între sârmele impate ale lagărelor, sau lăsându-și osemintele pe cărările munților, acolo unde au luptat cu arma în mână, apărând într-un ultim efort regatul României și credința în Hristos. Ne gândim în aceste momente la toți cei care au adormit în cei 45 de ani de teroare comunistă, la toți cei care au așteptat zadarnic pe eliberatorii care au uitat să mai vină, la toți cei care au supraviețuit atât cât mai erau până în decembrie 1989 și au putut să vadă zorile unei libertăți prea devreme deturnate de aceiași oameni și de aceleași structuri care înainte de 1989 au mutilat această țară, acest neam blând, așa cum spuneau versurile lui Cristian Pațurcă. Vom începe, așa cum facem de fiecare dată, cu o slujbă religioasă în memoria celor decedați în temnițele comuniste și în rezistența din munți. Și vreau să mulțumesc pe această cale Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru grija cu care trimite în fiecare an un sobor de părinți slujitori pentru a fi aici alături de noi.
prin adâncul înțelepciunii, o iubire de oameni toate rechiverisești, și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Bunule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine gătește așa puț, spre Păcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Părinte Tatălui și Fiului și Sfântului Domn și acum și curunea și în vecii vecii, Amin. Crucea ca în jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile pe care am gătit vouă și bunurile cereți. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne întrebările tale. Odihnește, Dumnezeule, cu dreții pe robii tăi și așează-i rai unde șetele Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odinește-i, trecându-le lor toate greșelile. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întrei străluciri, dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești Părinte cel fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim Ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și bunurile așa în veci, vecilor, Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, spre mântuirea tuturor, prin cornea un omenesc aflat mântuirea. Noi să aflăm noi una scătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeu!
pe noi Dumnezeu de după mare milă. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne vorbește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-a dormire, eroi, măstași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești și pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se iertă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Iuliu, Ion Gavrilă, Justin Preotul, George Preotul, Arsenie Preotul, Vasile, Constantin, Alexandru, Micaela Monahia, Nicolae, Valeriu, Mircea, Gheorghe, Octavian, Nicolae, Stere, Gabriel, Stere, Nicolae, Teotul, Nicolae, Gheorghe, Gerasim, Preotul, Ieromonacul, Toma, Ioan, Ilie, Preotul, Radu, Ioan, Vladimir, Boris, Preotul, Micai, Alexandra, Aspasia, Petre și pentru toți cei care s-au jertfit pentru dreptate, libertate și adevăr și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai insulpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpul de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-i în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac.
și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna fericiților și într-o adormire. Eroi ai neamului rotunesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robii tăi și așează în curțile tale precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Nu este sfânt precum tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi, bunule, și n-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Marea vieții văzându-vă, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău celuit ale constricției, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, oilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspir, ci viață. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce spărând războaiele cu brațul înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin suferințele tale de bunăvoie, prin suferințele unele scufiului tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea, auzi-ne pe noi, cei care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să răduiești în ceata dreptilor pe toți cei care s-au jertfit pentru neam. Să îi rânduiești în ceata aleșilor tăi, pe aceștia și sufletele celor ce pentru credință și pentru patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc cu semintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, dezleagă, Doamne, și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Doamne Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteji ostași purtători de vruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Doamne, puterea de a te mărturisi în zilele acestea grele. Dăruiește-ne, Doamne,
pururea să pomenim jertfa ta cea mare și privind înfăptuirile făcute prin lupta celor care au murit pentru dreptate, libertate și adevăr, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și oștirea țării, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare, minte înțeleaptă, dragoste de țară și de Hristos și pace în suflete și pe pământul pe care trăim. Că Tu ești, Doamne Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor de aici pomeniți și lefelor, Doamne, veșnică cuvenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Să învia din morți cu moartea premoarte călcând și celor din mormânturi viață Hristos a înviat din morți, cu moarte, moarte, călcând. Celor din mormânturi, viață, dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea, moartea, călcând și celor din mormânturi, viață, dăruindu-le adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și de tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Pahomie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă de viață veșnică, închinându-ne învierii Lui cele de-a treia zi. Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, iubiește și ne mântuiește pe mulțumim prea cu cel de celor părinți pentru slujba de pomenire a martirilor din temnițele comuniste și din rezistența armată. Și vreau să salut prezența alături de atâția tineri care sunt astăzi aici alături de noi, îmi cer scuze și sunt puțin emoționat. Prezența unui mare număr
număr de urmași ai foștilor deținuți politici, prezența inclusiv a unui număr de deținuți politici dintre puținii care mai sunt în viață și sunt prezente astăzi alături de noi doi dintre copiii care s-au născut în închisorile comuniste. Este vorba de doamna Alexandra Mazilu și de doamna Zoia Rădulescu. Sunt prezenți foștii deținuți politici Nicolae Enciu, doamna Manolescu, doamna Galina Răduleanu și dacă a venit, o rog să se apropie. Vă mulțumesc de asemenea dacă mai sunt foști deținuți politici și nu și i-am omis din eroare, rog să fiu scuzat și o să-i numesc ulterior. Îi mulțumim că este prezent alături de noi, pe cel care, în ciuda tuturor loviturilor, în ciuda zidului de ură și de mișelie pe care dușmanii neamului românesc îl ridică în jurul memoriei luptătorilor anticomuniști, continuă să-și țină făgăduința pe care a făcut-o foștilor deținuți politici, astăzi trecuți la Domnul, și să le pomenească numele, să le ducă mai departe amintirea, să-i aducă întotdeauna, să-i readucă pe micul ecran și îl invit să ne spună câteva lucruri pe maestrul Dan Puric. Mulțumesc! M-am gândit ce să vă spun și sunt tenți între noi. Aici e un tablou al lui Constantin Noica. Constantin Noica spunea că suntem vinovați de două ori în fața lui Eminescu, peste o lună și o zi, o să ne aducem aminte de Eminescu. Suntem vinovați de două ori. O dată că nu-l cunoaștem de ajuns și a doua oară că nu-l facem cunoscut lumii. Iar eu mi-am permis să parafrazez și să spun și suntem vinovați a treia oară că nu ne lăsăm contaminați de el. Același lucru îl putem spune că suntem vinovați față de martirii noștri. Nu-i cunoaștem îndeajuns, nu-i facem cunoscuți lumii și mai ales nu ne contaminăm de la ei. Eminescu a spus că istoria acestui neam este un șir neîntrerupt de martiri, 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 neștiind că și el va ajunge martir. Și neștiind că o să treacă 60 de ani și o să fie cel mai cutremurător seism din istoria acestui popor, unde floarea țării a căzut. Dar nu a căzut ca să moară. Cel mai sfânt testament dat de Hristos este că în spatele oricărei cruci există înviere. Suntem aici și putem fi în calitatea unor oameni care să evocăm momentul acesta, să ne-l aducem aminte. Dar nu cred că în vremurile acestea tulburi urâte pentru țară și pentru lume este de ajuns. Știți dumneavoastră, cuvântul martir vine de la martor. Noi suntem martorii martirilor. Iar un martor mărturisește. Iar când mărturisești, riști. Iar când riști, trebuie să ai curaj. Tot ce vedeți aici și cei care nu au apărut și ale care oase sunt în grupurile comune, au avut curajul să mărturisească în momente de mare cumpănă ale țării, cum și astăzi sunt momente de mare cumpănă prin care trece această țară, care este pe cale să fie desființată din structura ei. Pentru ce au luptat acești martiri?
pentru că această țară să tăinuie. Să fim atenți. Martirii noștri sunt esența creștină a acestui popor. Păzindu-i și mai ales nedestripindu-ne de ei, vom putea dăinui ca popor mai departe. Altă soluție în momentele de față nu există. Repet, îmi cer scuze că mi s-a uscat gura. Altă soluție nu există. Mulțumesc. Altă soluție nu există. Să stăm alături de ei, să nu-i părăsim și mai ales să-i mărturisim. Un martor pomenește lucrurile din trecut, dar nu ca să ne spună cum a fost în trecut, ci prin existența lui de aici și acum să facă ca acea faptă din trecut să devină contemporană, să aibă consecințe acum și aici. Și așa cum apostolii nu l-au lăsat singur pe Hristos, așa noi nu trebuie să-i lăsăm singur pe martiri în contextul în care se luptă de ani de zile ca memoria lor să fie ștearsă, ca existența în sufletul copiilor noștri, a existența lor să nu fie. Aveți fotografia lui Mircea Vulcănescu, acest mare martir al poporului român, care a spus că atunci când apare o valoare, trebuie să facem cor în jur valorii, nu ceea ce se face astăzi, vid în jurul valorii. Nu știu ce faci cu microfonul ăla, dar e tehnică românească. Să facem cor în jurul valorii, să nu o lăsăm singură. Ceea ce trebuie să facem noi acum este să facem cor în jurul lor, să nu lăsăm singuri. Există, îmi trece prin cap ce a zis Nicolae Iorga, dacă suntem ceea ce suntem, nu suntem datorită victoriilor strămoșilor noștri, ci suntem datorită suferințelor lor. Vă rog să luați suferința ca pe un capital fantastic, pentru că este o suferință nu în sine ca tâlharul din stânga, ci este o suferință a tâlharului din dreapta cu sens către Dumnezeu. Testamentul pe care l-a lăsat în pușcărie unul din mari martiri, domnul George Manu, când a spus, a citat din Dante: voi toți care intrați aici, lăsați orice speranță. Așa scria la poarta infernului. Și George Manu, de la Iud, din închisoare, a spus: te-ai înșelat, bătrâne Dante, nu ne lăsăm. Noi care am intrat în iad, intrăm cu speranță. Intrăm cu speranță pentru că avem nădejdea că Iisus este în cer. Așa au trăit și așa au murit. Când am întrebat pe părintele Atanasie: părinte Atanasie, ce rost mai avea să trăiți în pușcărie când v-ați văzut prietenii uciși, tot ce este mai frumos din această țară distrus? De ce trăiați? Și mi-a răspuns: să învățăm să murim, Dan Buric. Versul acela extraordinar al lui Eminescu: nu credeam să învăț a muri vreodată. George Manu, înainte să moară, a spus așa: și să le spui că mi-am făcut datoria, mi-am dus conștiința până la capăt. Mircea Vulcănescu a spus: să nu ne răzbunați. Și George Manu a spus un lucru atât de actual pentru ziua de astăzi. I-a zis unui tânăr: tu vei ieși de aici, noi vom muri, dar dacă nu scrii și nu spui ce s-a întâmplat cu țara aceasta, să știi că nu comuniștii n-au murit, ci tu. Așa și noi astăzi, dacă nu spunem mai departe, dacă nu scriem și nu mărturisim, îi omorâm. Și omorându-ne martirii, omorâm țara. Bunii mei prieteni, o țară este o cetate. O cetate poate să fie învinsă, poate să fie înfrântă și poate să fie rasă de pe suprafața pământului. Dacă o cetate are martiri, ea se transformă în biserică. Iar biserica nu este niciodată înfrântă. Biserica este veșnică. O să vedeți că
ceea ce au încercat comuniștii să facă, fac și astăzi. Vă rog să nu băgați tot trecut. Comunismul este mai viu decât oricând, mai periculos și mai pervers ca niciodată, mai criminal și mai atroce. Niciodată nu s-au dat în perioada, nici măcar în perioada comunismului, loviturile care se dau astăzi asupra credinței acestui neam, asupra tradiției, asupra acestor lumânări nestinse. Spunea mitropolitul Antonie al Slujului că moartea nu este democratică decât pentru cei mulți. Grebla ei, prin grebla ei se strecoară oameni care în spate lasă o lumină. Unii lasă întuneric. Una este să moară Părintele Iustin Pârvu și alta este să moară Stalin. Una este să moară Petrățuțea și alta este să moară Colonelul Crăciun. Un act de mărturisire se face din neam în neam. Actul de mărturisire nu aparține unei epoci. Trebuie să ne asumăm acest rol vital acum și aici, în contextul în care, vedeți, ca să vă dau un exemplu și dumneavoastră să-l comparați cu ce fac, cum să zic, butaforiile astea poliției din seara la televizor, vânzătorii de țară, vânzătorii de credință. În perioada comunistă, Beria spunea, primul, eu eram ministru de interne al lui Stalin, că omul, atâta timp cât crede în viața veșnică, are curaj. Trebuie să se șteargă din cap tehnică psihopolitică, prin agentul psihopolitic, că există viața de dincolo. Ca să fie, să-i fie frică de specie, să coboare în specie, exact ca acum. De asta se scot orele de religie, de asta se dă în biserică, ca omul să nu mai aibă pasul spre veșnicie. Omul să trăiască acum și aici. Nu uitați ce au zis apostolii. Nu vă lăsați hipnotizați de lume. Lumea asta ordinară, mizerabilă, i-au trăit într-un iad și nu s-au lăsat hipnotizați. I-au trăit într-un iad și au fost lumânări care au luminat prin întuneric. Lumea de astăzi este făcută să te cufunzi în ea, să-ți pierzi identitatea, să-ți pierzi credința, să-ți pierzi reperele. În clipa în care s-a mărturisit până la capăt, oamenii aceștia au devenit piloni și au devenit stâncă pentru biserica românească. Ernest Renan spunea că mai valoroase pentru o țară sunt momentele de doliu decât cele de triumf. Vă dau o gândire a unui mare înțelept german. Ești ceea ce ai curajul să fii. Să avem curajul să fim alături de ei. Să fii creștin, să fii român. Nu le-a fost rușine să fie român. Nu le-a fost rușine să fie creștin. Lucrul acesta trebuie să se transmită, bunii mei prieteni. Pentru că altfel terminăm totul într-un soi de evocare inutilă. Vedeți dumneavoastră această realitate? Aici sunt niște icoane care mai devreme sau mai târziu vor fi canonizate. Și dacă nu se canonizează acum, oricum în sufletul nostru îi canonizăm, așa cum Brâncoveanu a fost canonizat cu 280 de ani înainte în sufletul țăranului român. O inițiativă foarte bună a, știu și o conducere de la Otopeni, de la aeroport, a fost ca în aeroport, am văzut că trebuia să țin cu avionul, pe ruta internă, fotografii ale marilor personalități care au făcut Marea Unire și care au murit în pușcărie. O idee formidabilă. Ca ăla care se urcă în avion să vadă figura celui care a luptat pentru țară și cum ajunseseră, că aveți aici și cu Constantin Oprișan și cu Nicolae Purcărea și cu prințul Alexandru Ghica, să vedeți figurile înainte sau după pușcărie sau la Aspazia Oțel Petrescu. Ce am constatat? Era scris. Treceau românii cu indiferență. Se duceau la șop. Cum se circulă pe stradă acum. Să nu vă fie teamă că suntem puțini. Hristos a mers pe un popor concentrat. 12 desculți au răsturnat un imperiu. 12 desculți. Popor concentrat, cum ziceam, Petrețuțea, energii mari pe suprafețe mici. Domnule, treceau, se duceau la șop,
și acolo erau martiri, era cea mai tragică imagine a României contemporane. Știți că așa cum strig eu aici, cu tot sufletul dăruit, cu 370 de ani înainte de Hristos, când grecii își pierduseră libertatea, Demostene striga în agora: scăpați de nepăsare! Ridică de popor grec din nepăsare! Așa venea să strigă otopeni. Sculați-vă, bă, din nepăsare! Cât o să se alimenteze? Conștiința martirică nu este conștiința de care cea Napoleon a soldatului care trece prin stomac. Conștiința martirică vine de la Hristos. Împărtășindu-ne din conștiința lor, ne împărtășim din conștiința lui Hristos. Istoria aceasta infectă, mizerabilă, o să treacă. Dar o să mutilez. O să lase victime. Poporul român este amenințat în esența lui ca niciodată. Vă mărturisesc lucrul acesta în fața martirilor. Cu mâna pe inimă. Niciodată structura, matca sufletească a acestui neam nu a fost amenințată ca acum. Uitați-vă zilnic cum se strânge cercul. Uitați-vă zilnic, o să vă spun ceva. Sunt două atitudini. Vis-a-vis de martiri, să avem o atitudine eclezială. Să ne împărtășim suferința. Să ne asumăm. Vis-a-vis de trădătorii de țară, să avem o atitudine epidemiologică. Să izolăm. Intrăm în carantină, frați. Este o carantină sufletească. Și dacă vreți, cel mai bun vaccin care asigură imunitatea acestui neam este făcut din sângele martirilor. Există un sânge forte, cea mai mare transfuzie care s-a făcut pe acest pământ cu sânge nevinovat, a făcut-o Hristos. Din clipa aceea ni s-a schimbat sângele și ni s-a schimbat inima. Cei care au rămas petrificați au rămas ca în iad, pentru că din iad Hristos nu i-a scos pe toți. Locurile îi așteaptă, iar iadul se va sparge când va fi din nou arhiprim. Se grăbesc vremurile din urmă să umple iadul. Nu vedeți că vin vremuri satanice? Nici mai poți să zici că sunt ideologii, sunt vremuri satanice. E un paznic, trebuie să fii paznicul martirilor tăi. Să-i păzești cu toată ființa ta, cu toată credința ta. Pentru că ei sunt biserica noastră. Biserica noastră, dacă v-ați uitat puțin la privirile lor, la genul acesta antropologic cu fruntea înaltă, eminesciană, o rasă, cum zicea Mihai Eminescu, rasa superioară de român, a fost distrus. Nu vedeți că au ieșit numai pigmei? Pigmei ne conduc. Neputincioși oameni, îmi zicea părintele Iustin Pârvu, mă băiete, mă, ne-au stricat gena ăștia. Vom fi pâlcuri de creștini. Dar aceste pâlcuri trebuie să fie biserici vii. Cu cât vom păstra în inimă și cu cât vom avea curajul mărturisirii. Acum să știți, Alexandru Codin Mironescu, unul din mari martiri ai închisorilor comuniste, profesor universitar, a spus: nu putem să stăm, să învățăm în notul stând pe malul râului și hamletizând asupra operației notului. Trebuie să ne aruncăm în val. Nu poți să stai pe margine și să te arunci în val. Fiecare apariție care am avut-o în valul ăsta imens, murdar, ce a zis Florin, este să notăm. Nu vă fie frică, aveți curaj. Știți că există povestea extraordinară între un țăran și un marinar. Și țăranul întrebă pe marinar: bă, taică, tu unde a murit, mă? Pe taia tata a fost marinar, a murit pe corabie. Bun, și bunică, tu unde a murit, mă? Pe tot marinar, tot pe corabie. Păi și tu ce mai cauți, mă, pe corabie? Și atunci țăranul zice: bă, dar taică, tu unde a murit? În pat. Și bunică, tu unde? În pat. Că tu de ce te mai bagi, mă, noaptea? Deci, dimensiunea creștinului pe valul, nu e în pat. Este în furtună. Ați văzut dumneavoastră vreodată un creștin liniștit? Și așa suntem înconjurați de propriile noastre păcate. Creștinul adevărat este primul care zice: da, Domnule, sunt plin de păcate.
M-am întâlnit cu un teolog într-o mănăstire. Ce faci, părinte? Îmbătrânesc făcând păcat. Mi-a zis, mă sfințesc. El, săracul, era în această transfigurare, se lupta, concret. Dar uitați-vă la ăștia care sunt fără de păcat. Sunt perfecți ca și cum ar trăi o eternitate, domnule. Au chestia asta, cum să zic, li se scrie eternitatea pe frunt. Și aș încheia până a vă spune că atunci când se face o mărturisire, nu o faci în interesul propriu. O faci în interesul cetății. Cetatea trebuie să știe. Și mai mult decât asta, o faci în fața lui Hristos. Pentru că suntem priviți. Adevăratul creștin este precum copilașul acela care a intrat în biserică și a spus, după ce a ieșit din biserică, a zis, dacă Dumnezeu ar fi fost puțin mai atent în timpul liturghiei la mine, ar fi văzut că am venit cu o pereche de pantofi noi. El se simțea privit. Nu vă fie frică de această cruce. Noi trebuie să ducem crucea mai departe. Oamenii aceia care duceau nenumărate cruci și era unul care a considerat că este crucea prea grea. Și și-a tăiat totul cu fierăstrău. Și a urmat pe ăia și au ajuns pe buza unei prăpastii și toți ceilalți s-au așezat crucea pe prăpastii și au trecut. El n-a putut să treacă, că avea crucea tăiată. Ca să traversăm această prăpastie, trebuie să ducem crucea martirică. Este singura care ne salvă. Este singura care ne dă imunitate și forță. Există un... știți, comuniștii au pus garou. Când vă duceți acolo, ți-l pune așa pe fasele de sânge ca să nu mai circule sânge. Pe când ăștia sunt mai periculoși, ăștia au deschis garou și au zis, sunteți liberi. Dar ușor, ușor, vă schimbăm grupa sanguină. N-ați văzut că înainte se dezumaniza, se culpabiliza credința, se dezumaniza, pe când astăzi este ceva mult mai sinistru. Se satanizează. N-ați văzut că se trece în epoca transumană. Înainte aveau nevoie de sclavi ideologici, acum au nevoie de roboți electronici. Neuroștiința. Să știți că un om este ca la cineva, spunea un fost martir de la Pitești, am îndurat atât de mult tortura. Care e limita de a îndura o tortură? Atât de mult, ce zice, domnule, se întâmplă ca la metalele acelea care reduse se transformă în lichide, iar lichidele se transformă în gaze. La nivel nanometric, aurul nu mai e aur. Omul nu mai e om. Aceștia sunt sfinți, au fost aruncați în iad și și-au păstrat condiția de oameni. Iar ceilalți care au căzut, eu n-am văzut fost deținut politic care să-și acuze colegul de celulă care a căzut, pentru că s-a știut că a fost în iad. Nu există iertare mai mare pe pământul acesta. Ce am aflat de la Gheorghe Gigi, de la Tică Iulian, Dumnezeu să-i odihnească, și îmi spunea, Domnul, dar nu suntem noi în stare, nu știți ce a fost. Nu știți ce a fost. Stați în învecinarea lor. Vă mulțumesc din suflet și vă rog să-mi iertați patosul. Dar simt în ări, se zice că poporul care are sentimentul primeștii are geniu. Poporul acesta nu o să piară. Nu o să ne lăsăm încălecați de toate trucurile astea ordinare pe care ăștia le fac, cum să le vedeți din seara la televizor. Mintea românului este ageră. Nu e și mecheră. Este ageră pentru că e dată de la Domnul nostru Iisus Hristos. Ne vom confrunta cu lucruri groaznice. Lăsați crucea întreagă ca să poată trece tot poporul peste ea. Vă mulțumesc!